Ce mai departe să vedem pentru nativii Scorpion? Ce aspecte avem? Balanțelor le recomandai o atitudine obiectivă asupra vieții. Scorpionii sunt în această perioadă pe care o analizăm la polul opus, pentru că ei dau dovadă de un subiectivism ieșit din comun. Scorpionii filtrează acum totul prin prisma experienței personale și fac o mare greșeală și nu prea se pot abține de la asta, să amestece viața personală cu viața profesională. Toată încărcătura de planete este pe segmentul profesional, iar balanțele au acolo efectiv un cocktail care poate să fie un cocktail de substanțe toxice, poate să fie un cocktail molotov care să degaje foarte mult fum și să le intoxice pe nativii Scorpion. Scorpionii, chiar având acum, din punct de vedere, râdem, glumim, dar scorpionii având acum, din punct de vedere medical, un risc de intoxicare sau de otrăvire cu diverse substanțe pe care le inhalează. De asemenea, este o perioadă foarte proastă din punct de vedere medical pentru scorpioni în ceea ce privește relația cu anestezicele sau cu orice fel de substanță pe care nu o tolerează organismul. Să aibă foarte mare grijă la ce anume își administrează sau la reacțiile alergice. Deci, atât un avertisment foarte serios pentru scorpion pe segmentul de sănătate. Altfel, amestecul acesta între viața personală și viața profesională poate să producă suficient bârfă și destul scandal încât nativii Scorpion să fie destul de judecați sau discreditați, astfel încât să fie și convocați de către superiori în vederea unei explicații lămuritoare. Scorpionii, acum este bine să separe foarte clar planurile și să privească puțin spre viitor. Scorpionii care reciclează acum energie din trecut, care încearcă să obțină ceva ce au mai avut, nu prea au șanse de reușită. Tot ceea ce este bun pentru scorpioni este în față, îi așteaptă înainte. Destinul în continuare veghează pentru scorpion din casa 11-a din Fecioară, care este casa idealurilor și a planurilor pe termen lung. Scorpionilor le trebuie foarte multă perspectivă. Concluzia? Este foarte bine pentru scorpioni să fie foarte atenți la ceilalți, să nu ia decizii trecând peste alții și de asemenea să se aștepte la câteva săptămâni în care vor fi în contact cu suferința altora. Scorpionii sunt foarte buni consilieri acum și ei sunt cei care îi alină pe alții într-un proces dureros sau de tranziție sau care implică suferință și boală. Da, vorbeam despre această maturizare evidentă a nativilor Scorpion. Acum intrarea lui Marte și a Soarelui în semnă opus le dă posibilitatea să pună în aplicare calitățile lor de lideri. Este decisivă perioada care urmează prin punerea planurilor de viitor în practică. Exact cum spuneai și prin ajutorul pe care îl vor oferi celorlalți, sunt și remarcați această conjuncție de pe 25 martie le poate permite activități prospere, câștiguri fructuoase, poate influența planul material foarte frumos și chiar va exista o tendință explicită de acumulare și de tezaurizare sau negocieri în stil propriu și colaborare cu parteneri de afaceri reprezentativi. Poate fi însă penalizată imaturitatea de orice fel în negocierile care au loc. Deci ei, chiar dacă sunt norocoși, chiar dacă au aceste oportunități fără doar și poate, chiar dacă atrag parteneri calificați și de perspectivă, totuși nu trebuie să fie nici influențabili, nici naivi, nici imaturi. Deci trebuie să dea dovadă de o impecabilă acuratețe în a-și negocia interesele. Și trebuie să planifice totul cu grijă, să-și susțină punctul de vedere până obțin ceea ce își doresc, pentru că s-ar putea să existe persoane care intră în competiție și doresc să-și mențină ele punctul lor de vedere. Vor utiliza destul de mult energia mentală pentru a obține beneficiile acestea materiale și trebuie să decidă că pentru a avea încredere totală în cineva ar trebui ca
aceste persoane să fie oameni cu putere de decizie, oameni cu personalități puternice, cu adevărate personaje și oameni care să vină către ei cu propuneri de proiecte de forță. Ca o concluzie, există o mare capacitate pentru Scorpion de a netezi asperitățile în această perioadă de orice fel, iar dacă au avut deziluzii, le pot transforma în progres, folosind lecțiile învățate până acum constructiv.